Salut mafioților! Mega scandal între Moldova și Ardeal. Un clan din Reghinu i-a amenințat pe cordunenii. Sunt implicate două dintre cele mai cunoscute grupări din România, Corduneanu din Iași și Barxa din Reghin. Vasile Corduneanu a avut o reacție la un live făcut de celebrul interlop Van Damme, iar de aici a pornit un adevărat război al clanurilor, doar că asta a trezit nemulțumirea membrilor unui clan din Reghin. Iată amenințarea romilor din Ardeal. Bună seara, vreau să fac și eu un video pentru Adriana Corduneanu și pentru Vasilica Corduneanu. Vasilico, cu ce calitate l-ai sunat pe fratele meu seara și l-amenințai? Ai 24 de ore la dispoziție să răspunzi la provocarea asta. Te provoc să te bați cu el. Păi noi îi jurăm moldovenii. Noi avem frați moldoveni pe care îi respectăm și îi iubim și ținem aproape. Faci ca la pușcărie, strigi de pe geam. Ca BGD, ca minori, în jur de la geam, în jur pe Facebook. Ești samurai numărul 1 pe România dacă l-ai bătut pe fratele meu. Ai 24 de ore să răspunzi la provocarea asta, să te bați cu fratele meu, că dacă mă sunai pe mine, cu mine te băteai. Eu veneam și îți făceam 300 de buzunare în 45 de secunde, Vasilico, ai vrut să ajungi direct la noi, cu ce drept ne-ai înjurat, Vasilico? Adriano a înjurat în masă toată România, Constanța, București, Focșani, Galați, Brăila, Craiova, Vâlcea, Ardealul, toată țigănimea. Cu ce drept înjuri toți țiganii în masă? Noi avem frați moldoveni pe care îi respectăm, îi iubim. Pun 200.000 de euro dacă poți să-l bați. Adriano, Vasilico, pun 200.000 de euro, pun să răspundeți la provocare. Să-l bați pe frate meu, pe care l-ai sunat aseară. Te iubesc dacă-l bați, dar ăla, care are doar 19 ani, vă bate de la cel mai mic la cel mai mare. Membrii clanului de cămătari Barxa din Reghin sunt tartori în oraș. Amenințările lor întrecea orice închipuire. Le spuneau victimelor lor că le scot plămânii, ficatul, că le leagă de vii în spatele mașinilor și că le violează fiicele minore. Din mărturiile a zeci de persoane vătămate, care se împrumutau și ajungeau să plătească de 10 de ori mai mult, reiese că acești cămătari făceau legea în Reghin. Clanul Barxa a reușit să transforme viața a zeci de oameni într-un calvar. Unii presăreau la auzul claxoanelor mașinilor care treceau pe stradă, acesta fiind un semn că vin cămătarii. Alții au fost mutilați sau au scăpat mutându-se din oraș, de frică. Dintre toate mărturiile, cea mai șocantă este cea a unui tânăr a cărui mamă a murit de cancer, deoarece nu și-a permis tratamentul. Aproape toți banii ajungeau la șeful cămătarilor, care știa despre boala femeii. Ca mod de operare, era de ajuns ca victimele să împrumute câteva sute sau mii de euro, apoi ajungeau să plătească zeci de mii. În curând se pare că vor exista conflicte între cele două grupari din Moldova și Ardeal.